Carne de miel este la mare căutare în ajun de Paști, întrucât mielul este un simbol al sărbătorilor pascale. Oierii sunt acum în toiul activităților, selectând și pregătind mieluții pentru vânzare sau sacrificare. Care sunt rasele de miei solicitate mai mult de cumpărători? Aflați în emisiunea de azi. Se încheie săptămâna floriilor, perioada în care, conform tradițiilor și obiceiurilor strămoșești, oamenii plantează flori în grădini sau replantează florile din ghivece. Vera și Gheorghe Tonu din satul Bardar, raionul Ialoveni, au o pasiune aparte pentru flori. Le cultivă și le îngrijesc pe parcursul întregului an ca să aducă magia sărbătorilor în inimile oamenilor. Îndeletnicirile populare moștenite de la străbuni trebuie neapărat valorificate, susține Ludmila Crăciun din satul Lozova, raionul Strășeni, care petrece ore în șir brodând fel de fel de prosoape cu elemente tradiționale. Țesăturile sunt solicitate atât în țară cât și peste hotare, acolo unde s-au strămutat conaționalii noștri ce nu uită de tradițiile de la Baștina. Cum se face un prosop și care sunt tendințele actuale, vă relatăm pe parcurs. La final de ediție vă propunem o rețetă pe care să o gătiți de Paști. Miel la ceaun. Constanța Cocieru, soție de oier, ne va spune ce ingrediente trebuie să avem la îndemână și ne va demonstra cum să preparăm cărnița de mieluț, astfel încât să o savurăm cu plăcere în ziua de Paști. Detalii în emisiunea Pământ și Oameni. Oieritul rămâne a fi o ocupație tradițională, mai cu seamă în satele din sudul țării. Creșterea ovinelor înseamnă o muncă permanentă, spun oierii, însă veniturile sunt doar sezoniere. Acum e perioada în care sunt vânduți miei. În preajba sărbătorilor pascale, la stână este forfotă mare, cârlanii sunt selectați pentru a fi comercializați. Oierul Vitalie Cocierul din Bozieni, raionul Hâncești, are în ferma sa circa 500 de ovine, pe care le crește mai mult cu forțele proprii, căci se confruntă cu o lipsă acută de lucrători. Ciobanul spune că trebuie să fie și zootehnician, și economist, și medic veterinar în multe situații. Totuși nu se dă bătut și planifică să-și modernizeze stâna, așa cum a văzut în vizitele pe care le-a avut la fermele de ovine de peste hotare. Păi parcursul tot sezonul, de în jur la 300 de miei vindem. Restul mai lăsăm mieluțe de sămâncere. Adică poate și la cineva dacă doritor de a procura mieluțe de rasa caracol, dar fiindcă această rasă a ajuns nu prea profitabilă ca rasele importate de pește hotare, adică ASAF-ul. Avem și rasa aceasta ASAF, dar nu așa efectiv. Nu vrem să uităm niciodată trecutul, fiindcă se spune că dacă ți-ai uitat trecutul, nu avem nici viitor. Sunt un pasionat de această rasă, adică de atâta, și n-ar vrea să se piardă. Acesta este un caracul brumăriu, stil moldovnesc. Am mai adus și berbești din România, adică avem și alt fel de tip de piele, dar acum cea mai întrebată e asta. Sacrificăm miei pentru piele, pentru carne. Mă rog, dar mai mult cred că îi lăsăm pentru carne, fiindcă pielea deja nu se mai întreabă cum se întrebau ceva ani în urmă. Da, rasa caracol este pe cale de dispariție în Republica Moldova. Toți au trecut la rasa ASAF, productivă mai bună de lapte, dar rasa ASAF e tot e bună, dar nu are calitățile la caracol, adică la gustul specific de a cărnui. Și chiar și aceeași brânză e mai puțină, dar în schimb e mai grasă, adică procentajul de grăsime e mult mai mare la brânză de caracul ca la
ca cum ar fi bivolița și cu, și cu vaca. Cam așa se deosebesc. Am început activitatea foarte greu, adică de la 10 oiți, eram tineri, 2002, așa undeva am început. Și încetişor, pe parcurs, am învățat multe lucruri și mai avem de învățat. Am început, am ajuns la 35, la 35, la 45, la 45, la 70 și tot așa a început. Și acum suntem la o capacitate de 700, în jur la 700 de capete. Am vrea și noi să arătăm ceva mai modern, fiindcă am fost în unele localități, am fost Bulgaria, am fost Kazahstan. Și am văzut, am luat niște experiențe. Cu o săptămână în urmă am fost la frații noștri români. Am văzut la dânșii au fost subvenționați ceva mai devreme, sunt mai dezvoltați ca noi. Avem nevoie de foarte multe. De exemplu, să tragem, nu avem, ședem fără lumină, fără drum, fără apă. Nu avem nicio condiție. O fermă adevărată ar trebui să aibă trei piloni, adică apă, lumină și drum. Chiar și rețea mobilă nu avem. De la sat sunt 1,5 km de acolo, împiedicat dreptul, dar prin prejur sunt undeva vreo 8 km. Suntem în așteptare de acum de 2 ani. Am primit ajutor câte 700 de lei la cap de animal de la IPAT. A fost un ajutor foarte bun pentru noi. Altfel ne isprăvim, adică cu nătrețurile, cu procurăm la timp. La noi în Republica Moldova socotim rasa caracul, este o oaie universală care are piele, lapte și carne. Vrem ca această rasă autohtonă să se păstreze și în continuare ca să le transmitem și la urmașii noștri, fiindcă să nu uităm de unde am început, că am parcurs un drum de 20 de ani, să o lăsăm în paragină n-ar merita și m-aș bucura să o menții și alții. Pe bună dreptate se spune că florile îi transformă pe oameni în cea mai bună versiune a lor. Pentru Vera și Gheorghe Tonu din Bardar Ialoveni, florile aduc și bunăstare. Însă în spatele unei afaceri frumos mirositoare sunt 40 de ani de muncă intensă, cu multe nopți nedormite. Potrivit antreprenorilor, cea mai mare provocare în această activitate este să reușești să scoți o anumită recoltă de flori la o anumită dată, pentru o sărbătoare anume, și mai apoi să le și poți comercializa. Cei care doresc să înceapă această activitate au nevoie de răbdare, perseverență, multă dedicare și rezistență la stres, susțin florarii. Florile au înflorit, de acum sunt gata de cules. Noi le culegem, care s-au căpătat forma, culoarea care trebuie. Noi de-am le cunoaștem de atâți ani. Acestea sunt culoare roze, ele, o parte dintre însele sunt gata. Le culegem tot cu bulbi, că e mai ușor. Le ducem tot cu bulbi. În bulb încă se află 3 cm de rădăcină. Și ca el, ca să fie mai lungi, spară la piață, bulbii îi aruncăm tot una. Și tăiem ca cățica asta să lungească, adică cu 3 cm floare. La lelele, dacă văd soarele, au proprietatea de a înflori, adică de a se desface. Dar nu liptem, dacă ele se desfac, nu liptem în vali, în curcă. Și la piață nu le poți duce, trebuie tot strânse, ca ies și frumoasă, trebuie să capte floarea închisă, strade. Ca să o putem transporta la piață, trebuie lucrate la umbră și la rece. Adică nu trebuie căldură mare, dar la căldură mare ele se înfloresc. De atâta noi lucrăm aici pe frig și iarna, îngheață și picioarele, îngheață și mâinile. La o floare nouă ne iese de la 3 la 5 lei venit curat. Adică noi avem cheltuieli 10 lei aproape, cărbuni, bulbi, pământul cărat, schimbat, apă, tratamente, având pierderi. La 10-15%, apune mâine nouă 2-3 lei venit pe o floare. Este piața de flori Angro. Noi vindem numai Angro. Florile sortuite după lungime, după mărimea bacalului, după frumusețe, au diferit preț. Cum e piața, așa se vinde. Cel mai mult, la 15 lei a fost.
Flori la piață sunt și de 10 lei, și de 8 lei, și scurte, de 7 lei, de tot neamul. Și se vinde tot floarea, se vinde. Și așa e scurt, și așa. Anul ăsta sunt multe. Anul ăsta s-au mulțit producătorii. O scăzut prețul. Floarea e 12,50 lei. Adică un pachet de 20 de flori, 250 de lei. Cei care le iau de la noi, pe ei le vând cu două prețuri. Am început să cultiv și eu bulbii de la lele, să cultivăm noi pe deal. Noi avem un soiuri moldovenești, era soiuri roșii. Pe urmă, a început la noi să fie mai greu cu creșterea, nu avem oameni. Dar a venit o perioadă când nu mai ploua. La noi nu mai plouă, dar lor le trebuie apă, le trebuie ca să dezvolte bulbii, trebuie multă apă. Când eram mai tânăr, aveam pompă, le udam, aveam pe lângă canaluri, aveam pământuri și le udam. Pe urmă a început nu și apă nici în canaluri, nu avem și le uda și mai scurt a început să scadă producerea lor. Am început să-i cumpărăm bulbii din Olanda, adică este om care importă, noi dăm comandă și ne le aduce. În general e greu, pământul trebuie schimbat în fiecare an. La noi aici, dacă la mine, în tepriță, 5 mașini de pământ. Ca să le scoți afară, să-l duci alt pământ, nu e așa de ușor. Noi încălzim seara cu cărbuni. E scump cărbunele, au fost anul trecut 10.000 de lei tonă. Anul ăsta 7.000. Nouă nies unde avem 15.000 de flori. Dacă socotim 3 lei venit sau 5, la o 70.000 de lei venit curat nies. Pentru unii zic că e mult, 70.000 de lei, dar pentru noi nică, că ca să facem 70.000 de lei trebuie să vrăm în pământ 150.000. Noi îi ținăm pentru cărbuni și pentru bulbi, ca să cumpărăm într-una banii ăștia ei să împărtiesc. Dacă nu iai pe ăștia, nu poți face eslante. Și aceste 70.000 care îi facem curat, ne ajunge pentru comunale, pentru motorină. Ca să șezi, nu-i bine. Adică dacă șezi și te-ai oprit, nu te mai poți porni. Pe lângă la lele, ca să nu șadă locul liber, direct așa, mă ocup și cu flori de cameră. Noi le zicem mușcat. Ca să nu cheltui bani pe puiet, ca să fac frumoase, rotunde, trebuie să-i meruchi vârfurile care cresc lungi. Și vârful și-a la rup și n-a la arunc, îl pun în pământ, el dă rădăcini, se face iar o floare din nou. La mulțiri, eu mă uit care, dacă îi dat tare, lăstare, sunt mari, mulți, eu tai unul, de exemplu, trebuie tăiat cu un cuțit ascuțit tare. Pământ trebuie și umed bine și plantăm. N-am înfibrim așa că el se traumează. Facem o gaură, plantăm și o strângem așa ușor. Florile astea e o agricultură, adică nu e numai business, e o plăcere foarte, pentru mine e foarte mare. Și nu numai la Lica, dar în deopte toate cele, florile și verdeața, fața pământului, a intrat la mine în sânge. Noi dimineața când ne sculăm, din tâi facem o plimbare prin serie, ne uităm la flori, ce le trebuie. Cum înfloresc, cât au mai crescut, le măsurăm, le privim. Și bem ceaiul. După ceai, de-am lucrări mari să începem. Primul lucru care îl facem, primim plăcerea de la munca noastră, de la flori, de la asta. Cu asta ne bucurăm și cu asta trăim. A învățat să țese covare de la mama ei, iar acum practică acest meșteșug cu multă plăcere, fiind mândră că posedă această abilitate. Brodatul prosoapelor a cucerit-o și mai mult pe meșterița populară Ludmila Crăciun, care își provoacă imaginația de fiecare dată atunci când lucrează la un prosop. Broderia înserată pe prosoape reflectă diverse simbolistici. Spre exemplu, păsările brodate simbolizează tinerii căsătoriți, dragostea și armonia, iar florile reprezintă un talisman al iubirii, al dorințelor, prosperității, bogăției.
Chiar și în zilele noastre, prosoapele sunt căutate pentru diverse evenimente, iar Republica Moldova are chiar și o zi specială dedicată prosopului moldovenesc, care va fi marcată pe 25 mai. Activez în domeniul artizanatului deja mai mult de, nu, minimal 15 ani. Profesia asta am moștenit-o de la mama mea. Asta mă face să creez tot mai multe modele. Și ca să fac repetare la o lucrare, adică pentru mine e plictisitor. Primul meu proiect și eu socot un proiect de succes a fost proiectul pilot. Acest proiect eu l-am scris pe o rețea de socializare pentru că a fost acolo anunțul. Întrebările au fost foarte simple. Ideea mea a fost acceptată, de la idee am fost anunțată ca să fiu invitată la orilor de instructaj. Pe atunci eu activam doar ca persoană fizică, dar datorită lansării în proiectul dat, eu am legalizat afacerea mea. Pe atunci lecțiile date de ODM mi-au ajutat foarte mult să mă ridic pe niște trepte care eu nici habar nu aveam că eu dacă nu apelam la proiectul dat, că există așa ceva. Așa am ajuns ca eu să fiu finanțată în 250.000, dar nu era suma cea mai importantă, cum era instrucțiunile lor, adică lecțiile lor, cum eu să avansez în dezvoltarea mea personală. Lecțiile date de ODIM pentru mine au avut și un impact. Prima lecție mea care eu am învățat-o, am început să o testez pe rețeaua de socializare să văd efectul ei. Eu am făcut postarea dată cu scop de a o vinde și spre mirarea mea lucrarea cu tare s-a văzut în 15 minute. Am avut niște dubii, am zis că poate așa a fost o coincidență, mai fac o dată. Și la fel iarăși se vinde în 20 de minute. Datorită ODIM-ului am fost înregistrată deja oficial ca întreprindere individuală, am înregistrat și un brand, am deschis și un site și sunt foarte, foarte mulțumită. Eu de profesie am studiat de asistentă medicală. Nu zic că nu mi-a plăcut profesia, mi-a plăcut enorm, dar venitul nu era suficient și din cauza asta a doilea ocupație sau job trebuie să caut noi resurse de venit. Și asta dacă deja cunoșteam de la mama mea niște lucrări, ei în special m-a ajutat foarte mult ca bază, tot partea grea a lucrului eu făcea ea, eu doar făceam partea cea frumoasă. Prima mea problemă care a apărut, dorința era mare, dar problemele apăreau pe parcurs pentru că materie primă nu prea exista. Materie primă, naturală, foarte calitativă era pentru broderie manuală, adică cum se vorbește cu sutul manual. Era diferite culori, dar pentru țesut era foarte dificil. Și asta a fost norocul meu, ca eu să găsesc materia primă în cantități foarte, foarte mici. Pentru mine era volumul tare mic și căutam sursă, căutam persoanele care pot să-mi aduc materia primă, anume calitatea care eu am găsit-o. Am găsit-o foarte greu, dar totuși am găsit-o și din momentul ce eu am știut că ața există, adică materia primă de calitate super, nu îmi găseam liniște, eu trebuie să am numai decât și am să fac lucruri tare frumoase din ața cu tare. Am avut succes chiar din prima, pentru că am avut o ață de calitate și lumea care deja era supra-saturată de așa lucrări, eu am venit cu schimbarea de să schimb materia primă. Am schimbat o leacă aspectul. Am pus accent foarte mult și foarte mare pe calitate. Adică defectele care eu le vedem la cineva, eu mă stărem la mine ele să fie perfecte. Cu toate că perfecțiunea nu există, eu totuși știu că s-o obțin. Prima mea expoziție nu o să uit niciodată.
când m-am dus la expoziție și eu eram cu lucrările deja efectuate, deja vândute, cerut înapoi ca eu să particip la o expoziție cu tare și acolo să dea buzna mine doritorie, adică și să atragă lucrările mele să fie foarte atractive. Încet, încet am început să-mi caut lucrătoare, pentru că volumul care s-a acumulat, eu nu reușeam să-l efectuez. Prosopul de la Losova nu era scurt, anume că el trebuie să fie lat și lung, peste înălțimile nașului. Ei, oricum, noi le-am mai adaptat, le-am făcut să fie ok, adică să fie puțin mai mici și în dimensiuni. Cu o săptămână înainte de Paști, gospodinele încep să întocmească meniul de sărbătoare. Mielul este unul dintre simbolurile sărbătorii religioase a Învierii Domnului și reflectă ideea de sacrificiu, iar obiceiul de a prepara bucate din miel pentru masa de Paști, după 7 săptămâni de post, datează de sute de ani și se păstrează și în prezent în familiile moldovenilor. Constanța Cocieru, soție de cioban, a gătit de-a lungul anilor o gamă variată de rețete din carne de miel. Astăzi ne va mărturisi secretele celei mai simple și gustoase rețete de friptură fragedă de miel, gătită îndelung la ceaun, la foc de lemne. Asezonată cu vin alb, friptura de miel va aduce o savoare deosebită mesei festive de Paști. Vreau să vă prezint astăzi cum gătesc eu mielul de Paști. În primul rând avem nevoie de ceapă și cât mai mult ceapă, cu atât mai bine, fiindcă îi dă un gust anumit la miel. Mielul de acum, cărnița principală și ingredientele. Avem boia de ardei roșu, sare, usturoi măcinat, piper negru, boabe, condimente pentru carne de miel și frunze de dafină. Și spre ultimul ingredient, cel mai principal care se pune la miel, un pahar de vin alb, dar se pune la sfârșitul preparării cu 5 minute de a se termina carnea de preparat. În primul și în primul rând turnăm ulei în ceaunul încins. Ulei tot trebuiește cam ușor, deoarece carnea e trage bine uleiul și să nu se lipească la fundul ceunului. Are nevoie de grăsime, pentru că mielul nu este gras, el e miel micuț de câteva săptămâni. După ce am încins uleiul binișor, punem și ceapa, să o călim puțin. O călim, nu tare o stopească, o călim puțin. Așa o lăsăm puțin să călească. Undeva 5 minute. Aceasta este rețeta mielului la ceun, care am învățat-o de la mama soacră. Și care mi-a plăcut și o prepar la orice Paște când vine. La noi asta e mielul la ceun, e ceva tradițional, de familie, cum s-ar spune. Toți o iubesc, copiii, toți mâncăm. E foarte bine. Carnea de miel este foarte bună. Ea este dietică, într-adevăr, pentru oamenii care suferă, mă rog, de boli, de stomac, de acolo, este foarte binevenită. Nu are mult holesterol, după cum știu eu așa. Și este o carne foarte gustoasă, în primul și foarte ușurică. După ce am călit ceapa bine, adăugăm cărnița de miel. Cărnița să fie așa cum e jucită, să nu fie spălată. Că dacă speli carnea, gata, e n-are gustul ăla care trebuie să-l aibă. Și una, mult contează cine juchește cărlănașul, să fie curat. Așa, adăugăm bine cărnița. Proaspăt tăiat. Așteptăm cu ceapa și cu uleiul. Ia adăugăm acum puțină sare. Așa. Pierul boabe.
frunză de dafină. Așa, așa, amestecăm binișor. Așa, și o lăsăm să frigă bine. Tot cu ceapă, așa. După ce am adăugat cărnița în ceapa noastră călită și am pus puțină sare, piper negru și o frunză de dafină, o lăsam în jur de 20-25 de minute. Depinde de cărniță, cum amestecăm și vedem pe parcurs cum. O lăsăm să călească bine și pe urmă, spre sfârșit, punem restul ingrediente care le avem. Am ajuns spre sfârșitul preparării carnii. Am rumenit-o bine. Am copt-o. Acum, la sfârșit, punem ingredientele care au mai rămas. Boia de piper roșu. Țână pentru carne. Și usturoi măcinat. Așa, amestecăm bine. Toate ingredientele să amestec așa bine. Așa. Și spre sfârșit îi turnăm vinul alb. Așa, mai lăsăm la foc mic, în jur de 10-15 minute. Cărnița noastră de meluț e gata. Ușa să o savurăm. Așa. Să prind suculente. Foarte gustoasă. E mult bun. Iată așa. Deci cărnița de meluț. Cărnița noastră de mel este preparată deja. A rămas, o savurăm cu mult drag. Aceasta este cărnița preparată de mel pentru orice sărbătoare, în special pentru sărbătorile de Paște.